Un grav accident rutier s-a produs azi noapte pe strada 1 decembrie 1918 din municipiul Tecuci, soldat cu rănirea 5 persoane. Un autoturism condus de o femeie de 34 de ani din localitatea Umbrărești la ieșirea dintr-o spălătorie auto ar fi intrat în coliziune cu un autoturism, la volanul căruia se afla o tânără în vârstă de 19 ani din localitatea Matca. În urma impactului a rezultat rănirea celor două conducători auto și altor trei persoane, pasageri în autoturismele implicate care au fost transportate la spital în vederea primirii de îngrijiri medicale. Cele două conducătoare auto au fost este date cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul femeii de 34 de ani, iar în cazul conducătoarei auto de 19 ani a fost de 0,29 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat.